Oh my god, cum arată? Fugi, că e în spatele tău! Huggy! Ursulețul! Eu nu știu de voi, dar chiar o să joc în secunda asta Poppy Playtime Chapter 3. Dar din câte știți și voi, este destul de gravă, pentru că trebuia să apară în decembrie și suntem în ianuarie și nu a apărut măcar un nou trailer. Dar asta îmi face și super tare. A apărut un joc care seamănă foarte mult cu Poppy Playtime și avem câteva secrete legate de Chapter 3 pe care o să le vedem astăzi împreună și o să fie super interesant. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați toți pe butonul de like să apară cât mai rapid Chapter 3, pentru că atunci când apare, îl jucăm complet instant. Nu stăm la discuții, îl jucăm complet. Un fan foarte mare Poppy Playtime tocmai a făcut un trailer gândit de el cum ar trebui să fie de fapt oficial. Sunt tare curios cum o să fie, are 10.000 de like-uri, deci înseamnă că este foarte bun și o să fiu like-ul 11.000, fiți atent. Hai că nu mă credeți, fiți atent, 11.000, 3, 2, 1, 11.000. Haide mă. Dar chiar voi, al câtea like ați fost la mine? 1000, 2000, 3000, ați reușit prin numerele astea? Habar n-am, trebuie să-mi spuneți în comentarii. Smiling Critters! S-au scos toate jucările. Mamă, n-au mai putut să vândă jucările din trește și voi că le-au scos. Că au stricat mintea copiilor. Wow! Catnap! Oh my god, deci asta este practic la fel ca și trailerul oficial, dar făcut mai bine, cică. Ia să vedem, chiar sunt curios. Oh my god, insane. Na, e imposibil, stai. Mănușa, mov, cu care poți să sargi, dai cu ea. Timpul pentru somn. Mamă, fiți atenți că ăsta e noul trailer. Ia uite, Catnap, jucăria de pluș. Mă, dar ce față are, abia aștept să-l joc. Upgradează-ți grepecul. Mâna mov. Deci asta este practic refăcut trailerul de cineva care se pricepe foarte bine. Uite-l pe cățeluș. Mamă, deci nu cred, înainte nu-l vedeam foarte bine. Kissy-missy. Mamă, aici la grădiniță. Fii atent că e tare rău de tot ce se întâmplă aici. Nu pot să cred. Se întâmplă niște lucruri foarte ciud. Au sacrificat plușul. Dar uite când aleargă cel... Nu cred! Mamă, ce bine se vede aici. Deci parcă trailerul ăsta e mai bun ca originalul. Nu știu de ce. Și acum o să-l vedem pe prototip. Trebuie să-l arate pe prototip cel care e făcut din toate rămășițele. Venea de pe tavan ca mamilo. Oh my god, îl vedem! No, îl vedem! Chapter 3, somnul adânc. Încă ceva foarte interesant. Cineva l-a refăcut pe Huggy din trailer. Dacă țineți minte, în trailerul oficial apare Huggy și arată așa. Destul de straniu dacă mă trați pe mine. E mult mai horror decât înainte cu dinții ăia. Dar cineva l-a refăcut. Cum ar arăta în joc oficial dacă ar apărea în Chapter 3 exact ca în trailerul ăsta, ca la televizor? Chiar sunt curios și eu. Ia să vedem. De ce l-ar trebui să fie Huggy? Ok, mănușa, de ce mănușa, mă? Oh my god, cum arată! Fugi, că e în spatele tău! Eu uite-l și te alergă practic prin mina asta ciudată. Nu pot să cred cum e din spate. Mamă, deci chiar arată înfiorător de tot, mai rău decât Huggy normal, care din ția foarte ascuțit și poate să te muște instant. Uite-l! Mamă! Acum oficial suntem în noua grădiniță din Garden of Banban sau noua fabrică din Poppy Playtime. Ce vreau să spun prin asta? Ei bine, avem un nou joc care tocmai a apărut și care trebuie să refacă cele două jocuri, le copiază la fix unul la unul și zic că este foarte, foarte tare. A apărut demo-ul, jocul oficial trebuie să apară foarte curând, pe care o să-l jucăm full de sigur. Jocul se numește Muzi și fiți atenți cât de mișto se vede. Wow! Deci, practic, este la o fabrică și din câte am văzut în trailer, ar trebui să vedem un Huggy Wuggy. Welcome! Aici își făceau copiii ziua de naștere. Ești nebun? Uite mingiuțe. Jocul arată super bine, deci chiar arată foarte bine jocul și mai ales că este demo, mă șochează. Demo înseamnă că nu avem varianta full, la vedem așa gameplay. Ce se aude aici? Salut? Ce aude ceva de pe ușa asta? Nu spune... Bip! Întrebe cartela roșie. Deci practic fură elemente de la Poppy Playtime și de la Garden of Banban. Oh, un secret. O pușcă. Mâinile sus, poliția like-ului. N-ai dat like? Pup! Doamne, am mai jucat un joc care folosea o armă de asta. Ce joc era, mă? Playtown sau ceva cu Play? Ah, barnam, toate arată la fel. Avem aici, mamă, ce știu să vede apa. Deci aici l-avem noul caracter verde. Deci eu cred că pe voi Playtime Chapter 3 se va vedea la fel de bine, pentru că este pe noul engine, pe Unreal Engine 5 se numește. Și cred că o să vadă destul de mișto. Poți dai cu mingea. Aici, practic, cred că poți trage cu asta. Pop, nu merge. Îmi trebuie o cartelă roșie, cam bam bam. O cartelă roșie, repede, repede, repede. Ce e aici? Ia un cadou, cheia roz. Trebuie cheia roz pentru a primi un cadou. Bă! Ce s-a întâmplat? What? What? Asta trage cu mingi? Mingi mult, deci avem și o armă verde. Dumne. Pop. Oare te strag în becuri? Pop. Deci avem două arme, una verde, una roșie. Ok, aici se jucau copii. 1, 2, 3.
Nu știu cum se joacă jocul ăsta. L-aveți și voi la grădiniță? Adică, ha, barna cum se joacă jocul ăla. Acolo trebuie să joci basket. No! Jucăria evadat din cutie! Amusing toy! O jucărie foarte distractivă a evadat! Na, asta e cel mai mare coșmar. Jucării care prin viață. O, am găsit lumina. Să fie lumină. M-am uitat, deci aici a fost ziua cuiva, dar eu acum încerc să mă prind. Ok, deci minge avem, da, minge avem multe pe care pot să le scot. Cineva a rupt puzzle-ul, cuiva i-a căzut sucul. Avem foarte multe detalii. Dar eu cred că acolo trebuie să trag cu arma asta în ceva. A, uite, gata, am găsit, în două butoane aici. Cred că trebuie să le apăs să pornesc lumina. Opa! Eroare în sistem. Bip, bip. Dar ce-i semnul ăsta? Aruncă cu un diamant în buton. Au, cred că am aflat. Ping, ping. Ce s-a leamă? Ping. A, au o ordine, ok. Prima e stânga, a doua este dreapta și apoi mijloc. Wow! Mulțumesc! Îmi servesc ziua, bă! Pupă toți! Intru în gura cuiva? Oh, mă... Nu cred! Poppy Play! Ăla-i Huggy! Nu te mă dai! Se aude, mă! S-a buguit ușa? Ăla-i... Au desenat pe... Stai așa cu ușa ta! Închide-o că mă doare capul! Pimpa! Asta e muzica? Ce muzică ciudată! Snake Jumps! Aici este șarpele! Ăla-i Huggy 100%! Ok, jocul ăsta o să fie închis de urgență, o să-i dea în judecată, cred. Gata cu jocul ăsta, hai să-l jucăm repede că se șterge. Aici așa avem Slippery Parkour. Nu parkour. Eu am cheia albastră, cheia albastră. Mă, oprește muzica! Cheia albastră se folosește aici, cred, vedem. Cheia albastră și o băgăm aici la albastru. Yeah, ce joc e ăsta? Fun Zone. Yeah, eu sunt mânuță. Mânos. Cheia portocalie. Unde e cheia portocalie? Touch! Nu tace melodia aia, mă. S-a oprit în sfârșit. Ah, deci merge să țip la ea. Doamne, uite, uite, am găsit cheia. Era, iar a început. Ok, deci eu trebuie să iau fiecare cheie. Este să iau cheia portocalie. Care cheia portocalie este la Huggy, cel de buget din Ohio. Ha, mă, Huggy, ia dai și Huggy. Bam, bam. Ce joc e ăsta? Trebuie să mă stui pe toate astea. Deci eu trebuie să mă uit pe o tabelă. Unde e tabela? Ok, deci trebuie să las pe butoanele astea. Să văd care face. A, uite, avem aici. Ba! Huggy! Srrrr, Huggy, srrrr! Dă-i la ochi! Ok, care-i jocul? M-am prins! Cerc! Bă, cerc, unde-i cercul? Ăsta-i cercul? Yes! Și acum mai avem un cerc normal. Cerc, 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 nu e... Ah, cerc! Față! Gata! Huggy, șarpe, ți-am făcut jocul, dă-l pe următorul. Care se face verde? Pătrat, pătrat, pătrat! Mamă, pătrat! Bravo! Huggy, ți-o dau! Față zâmbăreață și cerc. Pip, cerc, față. Bravo. Mamă, ce urât e. Șarpele veninos. Triunghi și pătrat. Triunghi, triunghi, hop. Oprește melodia aia, te rog, pătrat. Bam, bravo. Cred că dai Huggy Wuggy. What? Toate. Hop, hop. Toate, toate, toate. Hop. Ce se aude? Nu spune că am pierdut. Șarpele mi-a dat cu cheia. Te iubesc, Huggy. S-a culcat Huggy, ești nebun. Mă, dar arată la fel, deci eu nu pot să cred. Uitați-vă, arată 100% la fel. Adică nu e nimic. Uzi melodia asta, cheia verde. Ăsta este, ăsta e Jumbo Josh. Du-te, mă, ăla de acolo e Jumbo Josh. Da, de jucăriile astea seamănă toate cu alte jocuri. Cheia roșie de la aici o să mă las de joc. Opriți-mă, ok, hop, hop. Parcurul e cea mai... Serios, vreau să zic că e cea mai simplă cea mai simplă chestie. Și am făcut mișto. Mă, dai greu să sari în jocul. Care râde, mă, din pat? Bă, nu mai râde de mine. Ok. Haide, ăsta o să fie greu. Ăsta o să fie o prostie de parcur. Ah! Easy? Easy? No! Voi vedeți cât de greu e? Oh my god, am fost la astea mari. Muzica aia mai mult mă sperie decât să mă ajute. Hai, te rog, te rog, încă un pic. Hit, bravo. No! Te urăsc, te urăsc din toată inima, parcur. Ce mi-ai dat, mă, melodia asta? Ce e aici? Easy sau hard? Easy. What? Eram pe hard. Păi chiar era, ia, easy. Doamne, ce e asta, mă, parcur de bebei? Ok, pot să încep direct de la final de aici. Da, vreau easy, nu vreau hard. Bine că mă lasă să aleg, că era prea greu ăla. Hai, mă. Nu vezi că e ăla, stai.
Nici la asta easy nu pot. Ok. Serios? Te rog, man, no! Era să cad. Bravo. Ia! Ok, am reușit. Chiar și. Mamă, ce bine că a pus easy. Dacă era doar hardul ăla, cred că stăteam aici a două ore. Mulțumesc. Cine ești tu, prăjiturică, man? Momentan nu este horror, este un set de minigame-uri, să zic așa, ne jucăm niște joculețe. Încă nu este horror, deci labirintul ăsta o să fie horror. S-a oprit muzica în sfârșit. Mulțumesc, mulțumesc, Core mi-a pus, mă, muzica iar. Da, practic e full de muzică în joc. What? Ok, trebuie să fac puzzle, trebuie să fac labirintul. Trebuie să mă uit, uite așa. Și pot să-mi dau seama pe un să iau. Oh my god, ce se aude. Se aude ca și cum vine cineva. Ok, cred că iau bine, nu iau bine, trebuie să ocolesc. Mamă, dar e ceață în labirintul ăsta, eu nu înțeleg. Cum ar trebui să fac un labirint în care este ceață totală? Dacă nu trebuie pe acolo, trebuie... What? Și că nu uita, drumul s-ar putea să se schimbe. Ce, mă, se schimbă astea? Nu cred, se schimbă... Oh my god, mă doare capul. Deci se schimbă astea? Ia să vedem. Ok, momentan sunt pierdut, am să recunosc. Sunt pierdut, recunosc. Mă dau bătut și recunosc că sunt pierdut temporar. Sunt pierdut, dar nu râdeți de mine, da? Avem trei trasee, cred că pe aici trebuie. Da, e o minciună. Știu că am văzut un tutorial cum să faci fiecare labirint 100%. Mereu trebuie să ții dreapta, 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 dreapta. Dar aici văd că n-a funcționat. Băi, ce-i asta? O, am reușit. Sau? Oprește melodia aia. Deci uite aici? Aici nu poți să treci. Aici? Nici aici. Avem o problemă gravă, rău de tot. Labirintul ăsta nu... De ce nu mai pot să mă întorc înapoi? Mi s-a închis ușa. Uite aici, mi s-a închis poarta. Și nu e ieșire. Eu sar să-mi dau seama pe unde, dar voi nu vedeți cât de greu este, cred. Avem un traseu nou. S-au schimbat tablițele. Deci acum pot să iau pe aici. Fai, mă pune să mă plimb în cer și să mă rog să se schimbe tablițele astea într-un mod care să mă avantajeze. Cred că am ajuns. Eu nu înțeleg. Sunt pierdut complet la labirint. Asta chiar că e labirint în viața reală. Băi, unde este jucăria? Plușii, unde ești? Uite aici e cineva. Uite, uite. Salut. Salut, prăjiturică, poți să-ți furchea prin pereți? Te pup, prăjiturică. Mamă, nu m-am gândit să mă uit printre astea. Doamne, unde era ascunsă cheia asta roz? Da, deci prăjiturică aia cred că o să te enerveze și o să mă omoare. Ok, teoria mea este că atunci când ies de aici se activează toți cei patru monștri și o să mă facă praf. Și cum ies de aici? Pentru că acum... Hello? Apasă. M-a lăsat să ies, vă rog, domnilor? Domnilor? Nu. Cum ies din labirint, că e tot închis? Alo? Deci aici trebuie să ies și eu. Uite, dai peretele ăsta. Sparge-mă peretele. Dărâmă peretele. Bing, bing. Oare poți trage în ceva să schimbe pereții? Nu pot. Ursulețul! Ah! Ursuleț! Wow! Wow! Eu am făcut mai rău ca tine, ursuleț. Eu am făcut mai rău ca tine, ursuleț. Ce dinți are. Te pumă, ursuleț. Chiar credeam că mi-e frică de... Mamă, acum avem o problemă. Cum ies din labirint iarăși? Da, domnule ursuleț, tu crezi că mi-era frică de tine? Niciodată, că și eu am un pluș al meu. Am ieșit! Bine, mă, vă pop! Ok, deci am cheia roz, care cheia roz cred că se folosește la început de tot, de unde am venit eu. Dar înainte să mă duc la început, ia să vedem ce face butonul ăsta galben. Hop! Aaaa! L-am făcut praf! Mi-a dat o steluță! Ce drăguță este o steluță mică! Și după ușa asta ce se află? Aici se află cei care lucrau aici la Playtime Corporation? Închisă? Haide, mă! Taci cu melodia ta! Taci din gură că mi-ai cântat non-stop la labirintul ăla! Hopa! Ok, ce liniște e, deci nu cred. Așa, da, vă pupă toți că a început liniște. Avem cheia asta. Se aude, se aude ceva. Ok, cheia unde trebuie să o bag? Trebuie să bag cheia în ceva. Cred că... uite ce au desenat copii. Fetițe. Asta a desenat aici pe Jumbo Josh. Da, cred că o să aibă probleme copilul acesta că l-a desenat pe Jumbo Josh. Că aici... opa, aici avem alte caractere. Oare cheia asta e de la început? De ce am cheia roz? Cheia roz. Unde intră cheia roz? Acolo, da, 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 la cadou, la cadou, la cadou. Aha, deci eu chiar nu mi-am dat seama. La cadou, salut! Am băgat cheia. Dăm cadou, dăm cadou, te rog. What? Asta a fost demo? Destul de interesant jocul, abia aștept să apară full. Încă nu s-a întâmplat nimic horror, dar 100% urmează. Că am văzut caracterele, cele patru caractere. Și sigur va urma ceva interesant. Desenele copiilor, nu cred.